Bun găsit la o nouă emisiune online în sistem TeleEvent, dezvoltată de Tudor Communication împreună cu partenerii noștri de la nettv.ro. În condițiile de astăzi ale izolării impuse, atât eu cât și invitatul și regia ne aflăm la distanță, dar ne întâlnim în siguranță pe ecran, de la face-to-face la screen-to-screen. Interlocutoarea mea de astăzi este Mihaela Miroiu, teoreticiană și militantă feministă, profesoară la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, cunoscută și sub denumirea mai scurtă de SNSPA. Doamna Miroiu a studiat etică și filozofie politică, predă cursurile ideologii politice actuale, etica în relații internaționale, teorii politice feministe, este autoarea numeroase cărți, vreo tot 20 să tot fie, din care voi cita câteva titluri, Cu mintea mea de femeie, Societatea retro, Nașterea cetățeniei democratice, Femeile și puterea în era modernă, Neprețuitele femei, Gândul umbrei, Nașterea istoriei trăite. Într-o prezentare umană mult mai simplă și cuprinzătoare, este o deschizătoare de minți și de suflete. Un exemplu de activism și de forță civică, primând munca ei și prin cuvintele pe care le spune sau le scrie, influențează viața a zeci de mii de oameni care beneficiază de experiența sa și care o urmăresc zilnic pe pagina dumneai de Facebook. Am invitat-o astăzi să ne povestească despre valorile în care a crescut și despre credințele care o ghidează și o susțin în a face față acestei perioade de criză prin care trecem cu toți și care ne pun răbdarea la grea încercare. Bun găsit, doamna Miroiu, bine ați venit la emisiunea noastră, Brands de Bine te-am Teleu. găsit, Daniela, bine v-am găsit pe toți cei care ne urmăriți. Mă bucur să intrăm din nou în legătură. Vă citesc, vă urmăresc în fiecare zi postările din Agora Facebook, o sintagmă pe care am deprins-o tot de la dumneavoastră. Care sunt temerile românilor în această perioadă și pe care le ilustrați în poveștile pe care ni le împărtășiți în această perioadă? Eu cred că temerile astea, de data aceasta, chiar putem să spunem că sunt internaționalizate. Nu avem frici foarte diferite de ceilalți. Eu știu că noi ne credem mereu un caz special al lumii acesteia, și în sens imbecil hiperpozitiv, și în sens imbecil hipernegativ. Nu cred că e cineva din lumile afectate direct de criza actuală, care să nu aibă probleme foarte asemănătoare. Problema, sigur, imediată este în cazul în care tu ai probleme de boli care te pot expune mai mult la risc sau ai în familie oameni cu situații de genul ăsta. Apare firească și normală îngrijorare pentru viețile celor dragi și pentru viața ta, deși știi că am mai vorbit noi treaba asta. Moartea mea nu e problema mea, e problema celorlalți. Spuneați la un moment dat, într-un interviu recent din vremuri mai liniștite, o expresie care mi-a rămas în minte: există viață înainte de moarte, oameni buni, Da, trăiți-o. Cred că e momentul să ne aducem aminte. este și după părerea mea, deci vreau să spun că în ciuda acestor lucruri, mie mi se pare că oamenii, cel puțin cei care trăiesc într-un fel, în sistemul de referință la care am eu acces, se poartă mult mai rezonabil decât mi-aș fi închipuit într-o situație de criză. Criza generează foarte multă dezordine, foarte multă panică, apucături din acestea aproape sălbatice. Din fericire, nu pare să prevaleze un comportament de genul ăsta. Dimpotrivă, există un fel de autoreglare socială în care, în momentul în care cineva sare calul, fie din ultra-pesimist, fie inducând panică, fie ținând două morțiși cu conspirații apocaliptice, ceilalți oameni cumva îl așează la locul său. Adică acum, să zicem, sintagma nu e nepotrivită. Trăim ca într-un sat pe vremuri. Adică nu poți să faci sau să spui nimic fără să nu afle tot satul. Și ajungi de râsul lumii, de mirul lumii, cum spunea bunica mea, și asta te face să încerci să te comporți acceptabil, adică să fii cât de cât rezonabil. Fenomenul acesta se întâmplă și în rețelele sociale. Prevalează
cei care încearcă să pună apă peste foc și nu gaz peste foc. Asta e o poveste care pe mine mă bucură și arată că pe ansamblu există simț moral și există destul de multă sănătate morală ca să prevaleze asupra unui egoism atroce. Deci asta e un lucru care pe mine, de exemplu, la intelectualii publici, la unii dintre ei mă termină. Eu înțeleg că au personalități accentuate, ca și jurnaliștii sau ca și politicieni. Au personalități accentuate, foarte frumos. Știu că se cred cei mai mulți dintre ei buricul pământului, dacă se poate chiar buricul absolut al pământului. Dar problema este că situația asta e o situație în care suntem toți. Acum nu mai e problema că ceea ce mi se întâmplă, mi se întâmplă numai mie. Mi se întâmplă tuturor. Într-un fel dramatic. Ori a te comporta la fel de narcisic, de egolatru, ca înainte și să-ți zbieri propriile neputințe, suferințe, nelibertăți, ca și când tu ești singurul din univers care contează, este o chestie indecentă, ba chiar nesimțită. Și cred totuși că oamenii care aleg în continuare să facă asta, adică să vrea cu orice preț să fie centrul suferinței, unicii posesori ai suferinței, prin recluziune, de exemplu, sunt ridicoli și se așează singuri într-o situație în care până la urmă ajung să-i desconsideri și să nu-i mai ascult. De ce nevoie de o decență în această perioadă, începând de la postările pe care le facem pe rețelele sociale până la manifestările de zi cu zi? Spuneați la un moment dat că această criză scoate la iveală toate abcesele, toate bubele, toată haznaua, într-un termen mai puțin elegant, dar explodează o hazna. Este foarte adevărat, dar acum problema și cu asta, în primul rând, acum să zicem că în mare măsură este vorba de trei haznale. Una, un sistem medical profund feudal în felul în care a fost manageriat el, anticoncurențial, netransparent, cu anumite categorii de caste care l-au ținut sub control tot timpul, un sistem politic în care am trăit tot timpul de pe zi pe alta, fără proiecte pe termen lung, fără proceduri pentru orice situație posibilă, încât să știm ce facem în diverse circunstanțe. Faptul că politicul se vâră în toate, în loc să lase latura de imediat de sub el, cea administrativă, de exemplu, liberă să facă proiecte pe termen lung, să urmărească lucrurile și, când e vorba de așa ceva, să fie politicul influențat de administrație și nu invers. Și cealaltă boală mare o reprezintă irresponsabilitatea jurnaliștilor sau a influencerilor și jurnaliștilor, că la ora actuală mi-e greu să fac o delimitare. E vorba de același lucru. Oameni care influențează opinia altor oameni într-o proporție destul de mare. Ei, marea noastră carență, uriașa noastră carență, este aceea de educație morală elementară pentru diverse categorii de circumstanțe. Nu avem foarte puțină, deci există o lume care se poartă moral. Acest lucru vine mai degrabă din bună creștere, din simț moral, din empatie, decât din faptul de a avea răspunsuri clare în legătură cu valorile și normele morale pe care le împărtășește o comunitate umanistă democratică. Ei, asta nu e. În școală avem zero ore de educație pe această temă. În societate, în general, cine răcnește cel mai tare, cine se plânge cel mai zgomotos, cine caută senzaționalul, cine caută să facă din purice un mare elefant și să folosească șirul acela de cuvinte care efectiv te ucide, explozibil, incendiar, dezastros, etc., etc., până la saturație,
produce de-a dreptul o nesimțire publică. Devii insensibil. Dacă nu-ți măsori vorbele, gesturile, dacă nu răspunzi realmente de ceea ce faci în sistemul tău de referință, provoci dezastre și, pe urmă, te spăli pe mâini ca Pilat din pod. Da, nu va exista niciodată închisoare pentru oamenii ăștia și nici nu e bine să existe. Dar este foarte bine să, ca sănătatea morală a celorlalți să îi împiedice să se mai manifeste. Deci avem nevoie mai mult ca oricând de etică, de morală, de bun simț, de compasiune, de empatie, valori pe care le-am cam pierdut, le-am cam risipit în iureșul de dinainte. Nici n-au fost educate, adică nu știu cum să spun, uite-te o treabă foarte simplă. Da? Noi avem materia la copii care se numește purtare. N-aiba înțeles vreodată ce e aia purtare. Eu n-am înțeles nici când eram școlăriță, nici când eram dirigintă, ce amărât, ce e aia purtare. Nu avem niciodată sisteme de evaluare prin care, de pildă, să premiem copiii care știu să lucreze cu adevărat în echipă, copiii care sunt empatici și participă la acțiuni din astea de întrajutorare a semenilor. În sistemul nostru de admitere, în facultate sau în liceu, nu există o rubrică în care să le întrebi pe copilul ăla, pe copilet, în afară de faptul că ai tocit niște texte și ai făcut la meditații, la matematică până ți-au ieșit ochii și ai reușit să faci față la un examen după care ai cam uitat ce ai învățat, ca să faci loc la alte trăznăi de același gen. Tu ce ai făcut cu viața ta? Ce experiențe ai? Cum te-ai implicat în scara ta de bloc? Corect, cu bunicii tăi, ai avut grijă de cineva. Bunicii de mai ți-a păsat de cineva, te-ai ocupat de ceva, ai dat atenție la altceva decât la prăpăditele alea de teme. Ai ajutat un coleg într-o nevoie, într-o suferință. Deci, nu poți avea cetățeni profund moral și foarte solidari și încărcați de ideea că ei se îmbogățesc dând, nu numai achiziționând, în momentul în care toate lucrurile astea extraordinare care fac parte din experiențele noastre calitative și pe care nu le pierdem odată cu banii sau cu business-ul, ele rămân, sunt bogăția noastră de zi cu zi, astea nu fac parte din chestiunile despre care copiii învață că sunt de prețuit și că merită să le facă. Cumva mă gândeam că această criză este prima experiență concretă trăită pentru generația copiilor de acum, de rezistență la frustrare. Practic, aceasta a fost generația care a primit totul pe tavă de la părinți, aproape fără niciun fel de efort. Acum e prima dată când dau și ei cu nasul de greu. Dau cu ei și ei cu nasul de ceva lipsuri, că deocamdată suntem la început. Cred că e o experiență totuși binevenită, da? Ieșind din zona aceasta de hiperprotecție a părinților care a existat până acum. Ești, Daniela, tu ai trăit 18 ani, parcă în comunism, da? Da, 18 ani, până la majorat. Deci ai prins 18 ani în care educația ta principală, aia oficială, îți spunea că tu ai datorii. Nu vorbea nimeni despre drepturile tale. Eu am trăit 34 de ani în aceeași situație. După care a apărut, by miracle așa, situația în care toți aveam drepturi și numai drepturi. Deci o abordare complet schizofrenică a relației. La extreme. Două părți, știi? Avem drepturi, deci dacă avem drepturi, cineva trebuie să ni le asigure. Avem datorii, deci noi trebuie să facem ceva. Această presiune uriașă pe toți cei din jur, pe părinți, pe învățători, pe educatori, pe asistente medicale, pe autorități. Unde eu am drepturi. Ok. A creat senzația unui misecuvenism. Deci mie mi se cuvine pentru că eu exist. Însăși, prezența mea pe lumea asta face ca toți ceilalți
să îmi facă servicii fără să dau mai nimic în schimb. Ei, această învățătură sper că se duce cu tot. Altă chestiune care era în pericol, după părerea mea, era faptul că dacă te naști într-un sistem democratic, ai impresia că toate drepturile și libertățile tale sunt la fel de naturale ca și faptul de a avea mâini, picioare, ochi, urechi. Și că ele nu se discută, că e normal să fie așa, că le-ai primit odată cu nașterea ta ca o înzestrare. O înzestrare cum ar fi urechea muzicală, dar mă rog, aia e mai de excepție. Nu că ele sunt rezultatul unor cuceriri cu prețuri de sânge, de libertate, de durere, de privare, de destrămarea familiilor, de, mă rog, tot ce a însemnat persecutarea și distrugerea luptătorilor pentru fiecare din aceste lucruri. În momentul în care acum, de exemplu, n-ai libertatea de mișcare, nu ai libertatea de mișcare, începi să înțelegi cât de prețioasă este. Probabil că în prima zi în care o să ne lase să ne ducem prin parcuri după ce le-au închis, deja așa o să ni se pară miraculos. Am libertatea să merg în parc. Ei, cui ar fi trecut acum 3 săptămâni, 4 săptămâni prin cap că nu va avea libertatea să merg în pădure sau în parc? Asta e ceva fantastic. Deci faptul, sigur că speranța noastră a tuturor e să dureze puțin și să ne întoarcem la drepturile și libertățile de la care am plecat înainte de toată povestea asta. În momentul în care, practic, ți se spune așa, tot ce poți tu să-ți dorești este, acum că ai o facilitate, să faci o comandă online, dar categoric nu te mai poți întâlni cu prietenii tăi la un ceai, la o cafea, nu poți, e dreptul de a îmbrățișa pe cineva drag. Nu? Sunt lucruri care ne sunt foarte aproape de suflet, ne sunt foarte aproape de minte și pe care acum nu le avem. Dacă poate durează, că le vom prețui ceva mai bine. Dacă durează foarte mult, mi-e frică că lumea se obișnuiește să nu le aibă, că și asta e o poveste. Asta ar fi groaznic. Dar dacă durează o vreme cât să ai experiența lipsei lor, dar fără niciun risc să le pierzi, într-un fel pentru cei care nu știu cu ce se mănâncă lupta pentru toate drepturile și libertățile astea, e o experiență care poate învață pentru toată viața ceva. Cât de mult ajută reziliența pe care am deprins-o mulți dintre noi în perioada comunismului? Mulți am trăit câțiva ani. Și cred că este momentul în care derulăm multe scenarii din perioada lipsurilor, din perioada frustrărilor de atunci. Cum ne ajută astfel de trăiri pe care le-am avut să îndurăm, să înțelegem mai bine această perioadă? Acum, spunem așa, probabil că ne ajută faptul că nu ne trece prin cap relația între ce se întâmplă acum și un regim politic, că nu e cazul să spunem ajungem în acel regim politic, nu e vorba de o lovitură de stat în direcția unei dictaturi, să ai genul acela de spaimă, dar faptul de a trăi o viață plină de frustrații, în care învățai să faci sită de mătase din coadă de câine, nu? În care învățai că un prăpădit de puișor care avea o jumătate de kilogram, se putea transforma în mâncare pentru toată familia, sâmbătă, seară, duminică, toată ziua, eventual să-ți mai rămână ceva. Inovația, capacitatea asta de a... Tu știi ce am făcut eu în toată perioada asta? Eu în toată perioada asta, ca să cresc gradul de endorfine în propria mea familie, am făcut ciocolată de casă după rețeta pe care o foloseam în comunism. Deci la noi este aproape permanență ciocolată de casă. Nu cu alune, că nu l-aveam atunci, sau cu alune de pădure. Cu nuci. Deci m-am întors la chestiunea asta pentru că în sistemul în care încerc să rezolv probleme de reziliență
cu mine. Eu leg ciocolata de casă cu criză și, dacă vrei, bucățica mică de ceva bun în timp de criză. Da. Ei, uite, m-am întors la ea în mod complet automat. În plus, e clar că toate femeile astea care au fost gospodine în anii 80, sigur se descurcă altfel. Și care făceau mâncare și din clanța de la ușă, era o vorbă. Din orice. Din orice. Da, eu nu pot să spun cum mă duce pe mine imaginația. Eu am o curte, slavă Domnului, asta e o binecuvântare, și am o pergolă în spate. Ori de câte ori n-am făcut vreun scenariu de criză, pergola era transformată în cotețe de găini. Diverse petice cu flori erau transformate în petice cu roșii, cu o vânătă, cu niște fire de ceapă. Deci mintea mea merge tot timpul la ceea ce am trăit deja, economia de supraviețuire pe care se organizează într-un spațiu mic. În sensul acesta pot să spun că eu sunt mult mai bine pregătită pentru supraviețuire decât generația de după, dar mai ales decât generația tânără. Asta este și greșeala noastră, că nu ne-am bătut deloc capul să-i punem în situații în care măcar cât de cât să învețe tehnici de supraviețuire. Corect. Până la urmă știți cum e. Te învață viața. Dacă nu te învață părinții, nu te învață școala, vine viața și îți dă lecția. Dar nici pe mine nu ne-a învățat. Pe mine nu m-a învățat viața, să știi. M-a învățat străbunica, m-a învățat bunica, m-a învățat mama. Femeile astea m-au învățat strategiile de supraviețuire. Deci în momentul în care am fost pusă față cu crizele anilor 80, eu aveam deja deprinderi de descurcare de la femeile astea. Aici aș vrea să vorbim puțin ce aduce specific reziliența aceasta feminină în condiții de criză. Care sunt resursele de supraviețuire specific feminine și cu adevărat speciale? Pentru că toți ne aducem acum aminte de bunica, de mama, de femeile din familia noastră care au știut să țină casa și familia aproape în vremuri tare grele. Da, deci dacă o iau așa, nu? Străbunica mea a ținut familia care se compunea din ea și copii și rude, fără soț, că a fost în primul război mondial, bunica, fără soț, pentru că ei s-a dus în al doilea război mondial și unul și altul s-au întors praștieri. N-au mai fost bun de mare lucru după toată povestea asta. În primul rând, psihic. N-au mai fost apți de o viață normală. Toate aceste femei au tras lumea după ele, pentru că nu e vorba de bunica și mama, e vorba de generația bunicii și mame. Din 1916, femeile astea tot asta au făcut. Peste tot. Au ținut în viață și au făcut să supraviețuiască pe ceilalți în condițiile în care n-au avut niciun sprijin masculin. A urmat o generație a mamei care a avut și experiența cealaltă și generația noastră, care, să zicem, e ceva mai partenerială, e într-o altă situație. Dar sunt câteva lucruri pe care eu le observ în fiecare zi. Dacă mă uit pe Facebook la tipurile de atitudine cotidiană ale bărbaților și femeilor, văd în genere, nu în fiecare caz în parte, în genere lucruri foarte diferite. Femeile pun multe informații legate de cum ar trebui să previi să te îmbolnăvești, ce-i cu imunitatea, ce faci când stai în casă, cum te descurci într-un spațiu mic, din ce mai inventezi ceva de mâncare, ce cărți să citești, etc. Bărbații par niște spirite destrupate, atenție, majoritatea lor. Ei, dacă spun ceva, spun despre rezistența lor prin cultură înaltă și mai trântesc câte o capodoperă de teologie, de filozofie, să vedem cât de înalt trăiesc ei criza, sau încep o văicăreală din asta smiorcăită și apocaliptică, foarte inteligentă și foarte talentată, de te întreb, frate, ce-i cu ei? Adică, din păcate, gândirea lor pozitivă cade
jos de tot, li se pare că e mult mai interesant să arate câtă suferință stă pe sufletul lor ales, decât cum reușesc să interesească pe cei din jur. Nu, acum sunt de înțeles oamenii care realmente trec prin necazuri personale mari. Dar nu cei care, ipotetic, sunt victimele unei crize pentru că ei aveau alte planuri. Până la urmă, viața este ce se întâmplă când noi avem cu totul alte planuri. Și istoria este ce se întâmplă când noi avem cu totul alte strategii de dezvoltare. Asta este. Acum, ce face în ele? Până la urmă, o încercare de genul ăsta, dacă scap viu și sănătos din ea, este ceva care îți spune, omule, mai ai o șansă? Încearcă, pe de o parte, să te bucuri de fiecare clipă, încearcă să vezi ce ai învățat tu în perioada în care ai avut atât de puțină libertate să alegi și ce a contat cu adevărat pentru tine, de ce ți-a fost dor. Ai avut nevoie de toate lucrurile pe care le făceai sau le-ai avut înainte? Nu cumva e mult mai interesant și te îmbogățește mai mult dacă schimbi ceva pe fond din relațiile tale sociale, din modul tău de viață, din felul în care ți-ai prețuit zilele, orele, clipele. Mi se pare foarte important să învățăm, cum să zic, o să pară o lozincă, să învățăm să scoatem fiecare din noi partea bună, drăgăstoasă, omenoasă, iubitoare și optimistă. Știm că viața este un mare dar. Nu l-am prețuit. Ne-am bătut joc cât am putut de darul ăsta. Nu am fost, deci acum, când te duci pe stradă, eu văd oamenii care pozează câte ceva și le acum. Sunt atâtea detalii de petale de flori, de frunzulițe noi din ăsta verde crud. Parcă lumea și-a regăsit mirarea genuină în fața unui miracol, pe lângă care treceai ca orb și puțin am redescoperit natura. Da. Da, deci este le redescoperi. Nu știu, ai impulsuri din astea la care nu te-ai gândit. Nu ți-ai văzut vecinii prin curte de nu știu câtă vreme. Le dai un SMS, măi, sunteți bine? Deși nu ai făcut-o niciodată. Dar e pornirea asta omenoasă. Sau faptul că te uiți, aproape cauți, ce prilej ai mai avea să dai pe un SMS 2 euro, 3 euro, 4 euro. Cum ai putea să participi și tu să faci un picuț de bine? E, când vezi avalanșa asta de comportamente de genul ăsta, ți se face un drag de umanitate, deci vine să iei pe toți în brațe. Mie îmi vine să îmi pup, dar n-am voie. Gunoierii. Care săracii duc o viață cruntă. Dar ei vin. Vin la ora la care trebuiau să vină. Își fac treaba și mă gândesc. Măi, toate doamnele de serviciu, de la curățenie, toate vânzătoarele care stau în magazine de dimineață până seara să servească clienți. Toți sunt oameni și mai mult decât atât. Îi vezi cu zâmbetul pe buze și spunându-ți la capătul cumpărăturii multă sănătate. Și zâmbindu-ți frumos. E adevărat că de multe ori nu mai poți să-i vezi decât că ochii lor zâmbesc. Dar sunt toți oamenii ăștia pe lângă care am trecut ca pe lângă copaci. Fără să ne uităm la ei și ne dăm seama că acum, făcând abstracție de o mulțime de alte lucruri, ei ne sunt vitali. Ei ne sunt vitali. Deci se reașează importanța oamenilor. Toți oamenii ăștia pe care multă lume cu școală inclinată să nu-i bage în seamă, să nu-i reprezinte niciodată, să nu-i audă, să nu-i vadă. Începem să-i vedem. Pentru că numai pe ei mai vedem. Nu? Adică redevin oameni ca și noi, puși și ei în slujba noastră, cum și noi vrem să fim în slujba altora, iar în situații din astea vitrege, tu îți dai seama că ei, da, nu sunt în linia întâi, ca medici, ca doctor, sunt în linia a doua, clar. Așa nu e. Sunt rezerviști, noi suntem rezerviști în bătălia asta. Ce impact credeți că are bunătatea în zilele astea, bunătatea despre care ați vorbit mai înainte, când suntem în pragul
clar al unei crize economice, financiare, dar mai cu seamă spirituale. Cred că această criză ne aduce în postura de a realiza cât de secătuiți eram de astfel de valori. Cum ar fi bunătatea, care e foarte la îndemână, este gratuită, nu ne costă absolut nimic, decât un pic de bunăvoință. Da, în replica aia, spune, putărică, se poartă tot timpul rău. Păi, iubește-l. Ok, i-am arătat foarte multă dragoste. Și tot așa se poartă. Și de acum ce să fac? Mărește doza. Ei, așa e și cu binele sau cu bunătate. Deci să mai mărim doza. Slavă Domnului că în materie de intelect și de sentimente nu există rație. Nu există rație. E un izvor nesfârșit. Și pe măsură ce dăm, pe măsura aia izvorul devine și mai puternic și mai mare. Deci, vezi, asta e chestia care, iară, în experiențe de tipul celei din comunism le înveți foarte bine. Ce rămâne al tău și ce rămâne sub controlul tău din tot ceea ce nu ai, că nu ți se permite să ai sau să faci. Și îți dai seama că, fără îndoială, cultura, dragostea, capacitatea de a fi solidar cu ceilalți, sunt acolo in integrum, depind de tine, izvoresc din tine și n-au de-a face nici cu coronavirusul, nici cu regimurile dictatoriale. Sunt ale tale. Deci atunci înțelegi ce stă ție în putință. Asta e un lucru fantastic. Deci învățăm să nu mai cerem lucruri de la stat, de la guvern, de sus, ci vedem că sunt nou. Lucruri pe care le creăm noi, da? Să le cerem să nouă. Ni se dea, să ni se facă, să ni se ofere, ci ceea ce putem oferi noi. Cât de mult credeți că ajută implicarea civică acum? Vedem tot felul de inițiative care apar, să suplimentăm fondurile pentru echipamentele medicale, să ajutăm vârstnicii care nu-și pot face cumpărăturile. Înseamnă că mai există o speranță, mai avem resurse de umani. Da, uite, îți spun că e vorba, dacă vrei, și de o fantastică capacitate de a reconverti un tip de organizare socială. De pildă, eu fac parte, cumva, sigur, palid față de ei, din mișcarea aceea de protest, vă vedem din Sibiu, care s-a desfășurat timp de 660 de zile în fiecare zi. Oamenii făceau un protest mut, un sfert de oră, în fața sediului Partidului de Guvernământ, pe care aveau scrise niște lucruri pe o foaie, dar nu scoteau o vorbă, un sfert de oră în fiecare zi. Ce au făcut acești oameni în perioada asta? Pe exact sistemul lor de rețea de protest au organizat sistemul de întrajutorare a vârstnicilor care nu pot să iasă la cumpărături sau să-și ia medicamente. Deci, au luat rețeaua pe care o aveau și au convertit-o în ceea ce este nevoie acum. După cum? Cei care lucrau în reclame, tot acolo. Era o firmă de PR și reclame. La ora actuală și caragios să faci reclame la o mulțime de lucruri. Vorba soțului meu, ia uite-te aici, era o reclamă. Și erau niște oameni într-un restaurant, sărbătoreau ceva. Uite-te la ăștia ce înghesuiți sunt unul într-altul în restaurant. Pare nepotrivit ca nu cam perete. E bine, firma asta de PR și reclamă s-a reconvertit în firmă producătoare de măști alea de plastic, de viziere de plastic. Da, viziere. S-au adunat toți cei care se ocupau cu chestiunea asta și pentru perioada în care nu se poate fac asta. Deci, flexibilitatea, capacitatea fantastică a oamenilor. Pe de o parte, faptul că nu mai au ideea asta fixă. Patronul sau statul îmi creează un loc de muncă. Și eu stau în toată chestia, depind de ei, sunt la mâna lor și dacă ei nu, ei dispar sau mă dau afară, eu sunt pierdut în spațiu. Nu, aici e vorba despre autodeterminare, autocreare,
flexibilitate fantastică în funcție de, de circunstanțe. Deci pe mine mă uimește într-un fel de încântare cât de frumos flexibilă generația asta mai tânără. Nu zic că noi nu am fi flexibili, că, de exemplu, eu acum fac cursuri online și cred că... Sunt un exemplu de învățare continuă. Asta este. Da, exact. Adică, și mai mult, eu cred că toată povestea cu cursurile astea online pentru școala, care nu e universitară aici, te descurci mai ușor, celălalt tip de școală, eu cred că ar trebui să fie o perioadă de regal intelectual, de regal de învățare, pentru că acum poți să pui toate filmele documentare pe tema pe care o ai la curs. Acum poți să pui cele mai bune înregistrări cu piesele de teatru, cele mai bune recitări ale poeziilor pe care le au ei în program, audiobook-uri cu romane și așa mai departe, să asculți cu ei și să-i pui să interpreteze și să comenteze. Deci te poți prevala de toată chestia asta ca să ridici standardul și atracția materiei pe care o faci. Deci mie mi se pare că acum, într-adevăr, imaginația asta, dacă ar fi o școală mai antreprenorială, ar putea să fie o mare și splendidă demonstrație cum reușești, într-adevăr, în câteva săptămâni să treci de la un învățământ de mijlocul secolului 20, așa cum este el în principal. Anacronic, da. Fix. În anii 20 ai secolului următor, adică ai face un salt istoric de vreo 50-60 de ani, brusc, pentru că te silesc împrejurările să o faci. Ar fi bine să învățăm toate astea. Pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, o ultimă întrebare. Cât de radical poate fi o schimbare care vine după o astfel de experiență? Cum simțiți? Care este busola feeling-ului dumneavoastră? Acum, problema cea mare pentru cei care suntem încă sănătoși și în viață nu e această criză. Acum. Este ce vine după ea. Ce vine după mari prăbușiri economice în diverse categorii de zone. Ce vine după ce statele nu mai au resurse să mai plătească șomaje tehnice și alte povești de genul ăsta. Ce se întâmplă cu oamenii care poate și-au pierdut definitiv fostele locuri de muncă. Deci, ceea ce se va întâmpla după va fi foarte greu de dus. Foarte greu de dus. Așa încât bănuiesc că acum suntem atât de anesteziați și în general când ai în fața alternativa, ai putea muri. Nu te mai gândești la asta. Plus că se găsesc mijloace la nivel statal să rezolvi temporar, să tamponezi, să pansezi. Ce se întâmplă după aceea e foarte greu de răspuns. Eu tot încerc să fac brainstorming cu oameni foarte înțelepți. În general, optimismul e mare pe anumite categorii de învățări, cum ar fi lucrurile despre care am vorbit noi înainte. Și se lasă o tăcere din asta fantastică când este vorba de variante, tipurile de economii care se vor practica în sensul ăsta. Eu am ideile și, mă rog, trăznăile mele, dar nu pot să le... Deci cred că ne vom continentaliza destul de mult față de globalizarea anterioară. Și cred că ne vom aduna capul pe, de exemplu, o UE mai puternică care să meargă spre federalizare, în care politicile de sănătate și educație să fie împreună. Deci, și să încercăm să ne producem cât mai mult la noi, fără să recurgem la multe alte părți și în felul ăsta să stimulez crearea unor locuri de muncă. Deci sunt multe, cum să zic, ideea că ne-am întoarce la același tip de viață de dinainte mi se pare falsă. Cine are așteptări că am tras perdeaua, draperia, cortina, între actul
1 și actul 2 și că în actul 2 ne regăsim pe aceeași scenă, cu același decor și facem cam același lucru, nu cred că va merge. Ei, atunci va conta enorm pe cine vei atrage în sisteme de guvernare locală și centrală ca să-ți facă strategii de încurajat ca lumea să-și pună împreună inteligența, talentul și imaginația să creeze alte locuri de muncă. Acum e simplu. Ce cerere avem? De viziere, de măști, de, nu știu, papuci de plastic pentru spitale. Bun, facem aia. După care nu o să spună nimeni exact care cer. Și de aici începe marea problemă. Deci dacă eu zic că dacă după asta intrăm într-o fază din asta populistii responsabile, suntem pierduți. Că nu admitem că trebuie să ne punem toate resursele de inteligență, competență și imaginație. Să proiectăm alternative la lumea de dinaintea coronavirusului. Așadar, împreună cu viziune, cu creativitate, avem nevoie de aceste lucruri. Vă mulțumim încă o dată pentru înțelepciunea pe care ne-ați adus-o în această întrevedere. Screen to screen, nu face to face. Mulțumim și celor care ne-au urmărit pentru interes și pentru atenția pe care au acordat-o emisiunii online Brands That Value, o emisiune în sistem tele-event dezvoltată de Tudor Communication împreună cu partenerii noștri de la nettv.ro. Ne vedem joi, 2 aprilie, la ora 14, într-o discuție despre starea presei din România, împreună cu invitatul meu, Petrișor Obaie, fondator și redactor șef Pagina de Media. O să ne auzim cu bine, sigur, telespectatorilor noștri, că vă doresc din tot sufletul să ne vedem în spațiu real, cu toții, sănătoși și optimiști. Așa să fie. Să ne vedem cu bine, cu sănătate, reziliență și multă speranță. Numai bine. La revedere, pe curând. Numai bine.